Ăsta a intrat în intersecție fără farul, bă. Accidentul s-a petrecut pe șoseaua de centură a Lugojului. Conducătorul microbuzului le-a spus polițiștilor că nu a putut evita impactul, întrucât Dacia a pătruns în intersecție cu luminile stinse. Șoferul autoturismului și o persoană din microbuz au ajuns la spital. Cel care conducea Dacia a rămas fără permis și riscă dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Și la Timișoara, polițiștii de la rutier au avut de lucru. Un tânăr a pierdut controlul volanului și a intrat în plin în două mașini parcate în centrul orașului. Șoferul le-a povestit oamenilor legii că a derapat într-o curbă ușoară și nu a mai putut controla autoturismul. Nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt însemnate. Tânărul neatent va trebui să achite reparațiile celor două mașini avariate.